Doamnelor și domnilor, în formula de acum o săptămână, iau de la stânga la dreapta domnul profesor Valentin Pop, Ștefan Trifan, Constantin Andrei și subsemnatul, vă îmbrățișăm și vă invităm să ne urmăriți în următoarele minute, vorbind despre cea de-a 19-a ediție a concursului internațional pentru chitară Transilvania, ediție încheiată cu foarte puțin timp în urmă, jurizată, o ediție, iată, ajunsă în faza acordării premiilor. Domnul profesor, cum a fost 19? O vârstă a tinereții, o vârstă frumoasă, o vârstă de speranță, o vârstă a viselor, împlinite pentru cei care sunt laureați. Cum a fost în 2021, în pandemie? Eu pot să spun că foarte bine și mă bucur să pot spune așa ceva, pentru că nu de mult s-a încheiat concursul celei de-a cincea categorie, practic categoria cea mai importantă din acest festival. Și m-am bucurat să văd la ce nivel a ajuns și acest festival datorită participării unor chitariști foarte buni din cele 18 țări pe care le-am spus și în prezentarea anterioară. Un nivel foarte, foarte ridicat, care a făcut destul de dificil jurizarea, sigur că da, asta vreau să spun, și până la urmă, iată că am reușit să ajungem la un numitor comun. Vreau să spun că cei 70 de participanți prezenți atât în cele 7 categorii de concurs, cât și la cursurile de master, au prezentat un nivel, au avut un nivel artistic foarte ridicat și asta a fost de fapt bucuria cea mai mare atât a mea, dar și a colegilor mei din țară și din străinătate, care au făcut parte din juriile acestor categorii de concurs, dar și de la master, iar pe această cale țin să le mulțumesc pentru participarea și profesionalismul lor. Deci iată că acest nivel face ca festivalul și ediția de anul acesta, ediția 19-a, să aducă festivalul nostru și să-l înscrie alături de cele mai importante festivaluri de gen din lume. Chiar dacă a fost o ediție online din nou. Asta nu are a face, vorbeam mai devreme de calitatea celor prezenți în concurs, celor care au cântat de la repertoriu baroc până la muzica contemporană și care pe această cale, chiar acest impediment s-a transformat într-un avantaj, practic au fost vizionați de întreaga lume, de la un capăt la celălalt și apreciați, bineînțeles. Dacă îmi permiteți, aș vrea să dau eu citire Ascult. Premiilor de la categoria a cincea și aș începe abrupt cu premiul al treilea. The third prize goes to Miloš Vuković din Serbia, un foarte bun chitarist și cu mare expresivitate în cântat. Actually is third place. Yes. Premiul al doilea, Bruno Madeira din Brazilia. The second place goes to Brazil. De asemenea, un tânăr foarte important cu o muzicalitate extraordinară pe care a prezentat-o în concurs. Iar laureatul acestei ediții, a 19-a Festivalului Internațional de Chitară Transilvania. Laureate of the Transilvania International Guitar Festival 2021 edition, 2021st edition, goes to Chinawat Temkunkun din Taiwan. Chinawat Temkunkun from Taiwan. De asemenea, o prezență extraordinară, inedită pentru noi și pentru, mai ales pentru spațiul european, dar iată, după cum vă spuneam, diversitatea prezentată în acest concurs a făcut
ca să și arate acest lucru, valoarea celor prezenți în concurs. Dacă nu mă înșel, mă scuzați, Taiwanul a fost prima dată prezent în competiție. Da, la festivalul nostru, da, dar unul și bun, cum să spune, chiar un nivel extraordinar. Nu am terminat cu premiile, avem și finaliștii care s-au plasat ca și punctaj pe locul secund, așa, premii speciale putem acorda acum. Premiul special Dumitru Capoianu pentru cea mai bună interpretare a unei muzici unei piese contemporane prezentate în concurs. The special prize for the best interpretation of a contemporary work, the prize is named Dumitru Capoianu, goes to Rosario de Gaetano din Italia. Rosario de Gaetano from Italy. Un alt premiu special, premiul Mihai Babi, care se acordă pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări din perioada baroc. The another special prize, Mihai Babi Award for the best interpretation of a baroque work goes to se acordă domnului Alexandru Grecu. Alexandru din România. Alexandru Grecu from Romania. Iar celălalt plasat, tot pe un loc secund, ca și punctaj, deci practic o evoluție foarte bună în concursul celei de-a cincea categorii, Luca Romanelli din Italia. Luca Romanelli from Italy was the last finalist. Da, m-am lăsat fără suflare. Chiar mă gândeam acum că la premiile speciale, mai când vine să adaug și un premiu special personal pentru ediția 20-a. Ar fi grozav. Un premiu al presei. Cred că ar fi în premieră pentru festival. Vă așteptăm cu drag. Există și un premiu al publicului, așa că acolo unde e valoare, lucrurile bune avem în cap. Avem și premiul publicului, cumva? Avem și premiul publicului, sigur că da. Care sunt celelalte premii, domnul profesor Ștefan? Bună ziua! Mă bucur că ne aflăm am ajuns la finalul celei de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Transilvania. A fost o ediție specială din toate punctele de vedere, nu doar online, dar și cu un număr record de participanți dintr-un număr de țări menționat și de dumneavoastră. Suntem bucuroși să ne aflăm la capătul a 6 zile de muzică, de seri frumoase. Celelalte premii acordate în concurs la categoriile tinerilor chitariști, începând cu cei mai mici de la categoria Very Young, foarte tineri, junior, continuând cu categoriile 1, 2, 3 și 4, au fost jurizați de către șase jurii pe care le-am alcătuit împreună cu colegii mei. Am avut câte 7 membri în fiecare juriu. Țin să le mulțumesc tuturor pe această cale. A fost extraordinar. Și în afară de aceste premii vreau să adaug și faptul că vom avea și o multitudine de prieteni și parteneri ai festivalului care vor acorda acestor premianți burse către alte festivaluri prietene ale noastre, ceea ce va face ca acești copii să poată avea ocazia de a se pregăti în continuare, de a avea un obiectiv, de a avea un țel și de a primi un ajutor financiar consistent, practic, pentru participarea la aceste festivaluri. O să dau citire câștigătorilor, iar despre partenerii festivalului să rog pe colegul meu, Valentin Pop, să vă detalieze. Voi începe cu categoria celor mai tineri chitariști. Cer scuze că voi citi de pe telefon, dar rezultatele sunt calde și nu am avut încă timp să le sintetizăm și să le tipărim. Câștigătorii categoriei Very Young sunt Ana Teodora Mardale din Brăila, de la doamna profesoară Alexandra Gurgu și de la domnul Mădălin Nedelcu, precum și premiul al treilea oferit domnișoarei Anastasia Tudor din Alba Iulia, de la clasa profesorului Dragoș Tudor. În privința categoriei junior, câștigătorii ediției din 2021 sunt mai mulți, voi da citire premiilor locurilor 1, 2 și 3, pentru că avem și premii
în afară locurilor care se acordă până până la liste, până la al șaselea concurent, dar locurile 1, 2 și 3 au fost obținute de către Ledion Halitai din Kosovo, de la clasa profesorului Erhan Muica. Al doilea loc este obținut de Vrig Bardvaj, sper că am citit corect, din India, elev al profesorului Siddhartha Bardvaj, iar locul al treilea este obținut de către Albert Șerban din Brașov, de la clasa domnului Gheorghe Petrovan. Deci aici am avut o participare internațională foarte consistentă, pentru care suntem foarte mulțumiți. La categoria 1 de vârstă, câștigătorii au fost Samuel Solomon, locul 1, de la clasa profesor din Bulgaria, de la clasa profesorilor Hubert Keppel și Hristo Neșev. Pe locul al doilea a fost Victor Vasilev, tot din Bulgaria, de la clasa profesorului Nicolae Mihailov. Pe locul al treilea a fost din nou Ledion Halitai din Kosovo, de la clasa profesorului Erhan Muica. Au mai fost în concurs și premianți Petru Damian, David Tudor, Elena Divrician și Andrei Tomșa. Câștigătorii categoriei a doua de vârstă au fost, pe locul întâi a fost Vasilina Șișcova din Rusia, de la clasa profesei Miriam Rodriguez Brulova, profesoare Miriam Rodriguez Brulova din Spania și Slovacia. Pe locul al doilea s-a clasat Nikita Gânscă-Nistea din Cluj-Napoca, de la clasa subsemnatului Ștefan Trifan. Și pe locul al treilea, Andrei Orășanu din București, de la clasa profesorului Tudor Niculescu Mizil. Au mai fost pe locul al doilea David Costov din Bulgaria, Igor Smirnov din Rusia, Răzvan Grad din Cluj-Napoca, Dragoș Popa din Bistrița și Diana Maria din Deal din Cluj-Napoca. La categoria a treia, câștigătorii au fost după cum urmează. Premiul întâi l-a obținut Andrei Pițu din Botoșan, de la clasa subsemnatului, profesorul Ștefan Trifan. Pe locul al doilea s-a clasat Nikita Gânscă-Nistea din Cluj-Napoca, de la clasa subsemnatului Ștefan Trifan. Pe locul al treilea a fost Vladimir Ceacâr din București, de la clasa profesorului Stan Zanfirescu. Și tot cu premiul întâi, dar pe locul al patrulea, a fost Lis Mustafa din Kosovo, de la clasa domnului profesor Elvis Bitichi. Au mai fost Matvei Anciughin din Rusia, Adela Ilinca Rebreanu din Cluj-Napoca, Filip Fabri din Timișoara, Cristina Mienovici din Muntenegru și Carla Mihaela Botez din Piatra Neamț. Toți aceștia au fost și ei premianți. La categoria patra, câștigătorii sunt după cum urmează. Premiul întâi, locul întâi l-a obținut Andrei Pițu din Botoșani, de la clasa subsemnatului Ștefan Trifan. Locul al doilea l-a obținut Bianca Maria Minervini din Italia, de la clasa profesorului Roberto Lambo. Locul al treilea l-a obținut Gioni Giavari din Albania, de la clasa profesorului Denis Bâșga. Au mai fost tot cu premiul întâi Biliana Lazarova din Bulgaria, de la domnul Nicolae Mihailov, iar la celelalte premii au mai fost Atanasi Sokolov din Bulgaria, Karin Vanessa Biriș din Bistrița, Eduard Caravană din București, Iulian Stancev din Bulgaria. Aceștia ar fi premianții categoriilor inferioare, categoria 5-a, sunt tinerii chitariști și viitorul categoriei a 5-a de mâine. Cei care vin din urmă. Cei care vin din urmă și care vor fi cei din tâi. Este important ca visul să prindă viață la fiecare. Poftiți? Este important ca fiecare să-și materializeze visul. Așa este. Urcând așa și este. Ajungând seniorii de mâine ai chitare. Ei sunt seniorii de mâine ai chitare și după cum vedeți,
Suntem minoritari în sensul că am avut o participare atât de bogată internațională încât avem garanția că cei care au câștigat chiar au fost selectați într-adevăr dintr-o arie de selecție foarte vastă. Deci eu confirmă nivelul internațional, ce vă spuneam da, mai devreme. Da. Domn profesor, participanți mulți, profesori și maestri mulți, cum a funcționat echipa? A fost mai greu ca în 2020, în 2020, care a fost tot o ediție online, față de acest 2021, din acest punct de vedere? Nu, cred că a fost mai ușor. Adică lucrurile au stat mult mai bine, pentru că am avut experiența ediției trecute, care a fost online. Și am format de atunci o echipă. O echipă care este foarte sudată și datorită lor, în mare parte, această ediție de festival se bucură de succes. Și aici vreau să-i amintesc și să le mulțumesc totodată Simonei, Trifan, Irinei, Râșteiu, lui Andrei Caciuc, Andrei Pițu, Mădălin Nedelcu și, bineînțeles, echipei Worldwide Bisco, echipa care a asigurat montajul și transmisiunea video. În fața noastră și nu în spatele noastră. Exact. În partenerii noștri deja de atâta timp. Nevăzuți. O echipă care se află în fața. Da. Totodată, spunea domnul Ștefan Trifan, o să-i continui ideea, am reușit să ne conectăm cu o grămadă de parteneri din afară, cu o grămadă de festivaluri, care au oferit burse câștigătorilor acestei ediții. Este fantastic. Absolut, da, este un mare câștig, pentru că deja avem burse multe confirmate deja la ora actuală și vorbim despre Festivalul de Chitară din Muntenegru pentru ediția 2022, Tremolo Guitar Festival 2022, Bratislava Macedonia. Din Macedonia, Bratislava Guitar Festival ediția 2023, odată la 2 ani, Talente în afirmare din București ediția 2022, Albania Guitar Festival ediția 2022, Voivodina Guitar Festival, Pleven Guitar Festival în Bulgaria, Sarajevo Guitar Festival și ESMA, o participare gratuită într-o tabără de chitară în 2022 la Kosovo. Undeva așa? În Kosovo, da. Și cred că le-am amintit pe toate. Copiii aceștia, într-adevăr, prin seriozitate și talent, cu ajutorul acestor burse, nu au decât să-și perfecționeze fiecare etapă de vârstă ieșind asta și luând contact cu cei care sunt ajutați să urce și să se conecteze, sigur că da. Domnul profesor Pop a tot spus 2022, s-a auzit și 2023, pentru că este din să mergem la 2022, care va fi o ediție aniversară pentru Asociația Transilvania de Chitară Transilvania, pentru festival, pentru concursul internațional de chitară. Cum îl vedeți așa în mare? Eu, în primul rând, eu, din punctul meu de vedere, l-aș dori aici, pe scenă, cu vizibilitate, cu sala arhiplină, cum au fost 18 ediții. Așa este, tot așa îl văd și eu. Dacă avem sănătate și ne ajută Bunul Dumnezeu, atunci cu siguranță această sală va fi neîncăpătoare pentru recitalurile și nu numai, și concursurile care vor avea loc la ediția următoare. Așa cum spuneați, ediția de la anul, din 2022, va fi una aniversară. În intenție avem să invităm dintre laureații, sau dacă putem pe toți, ar fi grozav, fiecare ediție. Ar fi 20 de laureați. Iată ce frumos. De asemenea, printre cele mai importante nume
care s-au aflat atât în juriu cât și în recitaluri pe scenele noastre, atât aici cât și în biserici și în muzee, oriunde s-a cântat. De asemenea, pe lângă aceștia am dorit să integrăm și alți invitați speciali. Deci gândurile noastre sunt foarte frumoase. Aș fi o ediție mai lungă de 6 zile, cred că ar fi o ediție de 10. Nu, 6 zile, dar o ediție concentrată și sper, dacă avem sănătate, să o ducem la bun sfârșit și chiar să bucurăm o lume întreagă cu cea de-a 20-a ediție a Festivalului Internațional de Chitară Transilvania. Doamnelor și domnilor, mai domnul profesor Andrei spunea să avem aici pe această scenă, a spus această scenă, suntem în sala studio a Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, să mulțumim gazdelor noastre pentru efortul și pentru amabilitatea și deschiderea pe care au de ani de zile față de desfășurarea bună și în condiții optime a festivalului. O seară cât mai plăcută în continuare. Aș vrea să mulțumesc și eu Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima pentru sprijinul acordat, ca de fiecare dată, și nu în ultimul rând Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, pentru finanțarea acordată ca în fiecare an. Vă aștept la ediția aniversară de anul viitor. Toate cele bune! Pe anul viitor, stimați spectatori, doamnelor și domnilor, o săptămână bună de mâine începând. La revedere!